Un jaf armat s-a produs la sediul unei bănci din Bistrița. Un bărbat a intrat în sediul unității bancare cu un pistol în mână și a cerut casierei să-i dea banii din seif. Atacul ar fi durat doar câteva zeci de secunde. Pe momentul jafului, bărbatul i-a ținut-o statici și pe angajații băncii. Suma pe care ar fi luat-o se pare că era una nesemnificativă. În agenție au fost și clienți și angajați. Nu a pățit nimeni nimic. Mulțumim pe această cale clienților și angajaților care s-au comportat admirabil. Deci nimeni nu a avut nimic de suferit. Pot să vă spun că prejudiciul a fost nesemnificativ. Municipiul Bistrița este împânzit de polițiști care îl caută pe agresor. Oamenii legii au instituit filtre în tot județul Bistrița-Năsăud, dar și în județele limitrofe, pentru prinderea autorului jafului armat.